All right. Am intrat live. Live. Hai, imediat vă salut pe toți, abia aștept să ne strângem, să vorbim, să aflăm unii despre alții, să cântăm. Ia să văd dacă am ok aici, e perfect. Am intrat live, e bun așa. Bună seara, dragilor, bună seara tuturor. Iată, o nouă săptămână începe, a treia sau a patra. Nici nu vreau să țin o evidență. Știu doar că mai avem de stat în case. Mai avem de stat și mă bucur foarte tare să constat că putem face lucruri și de aici, din casă. Cum sunteți? Sper că bine. Sper că bine, pentru că ne dorim cu toții să... Stai, să văd dacă am intrat și pe Facebook. Pe Facebook, pardon, pe YouTube. Am intrat și pe YouTube? Am intrat și pe YouTube. Da, am intrat imediat și starea fluxului e bună. Aștept să văd mesaje de la voi. Să ne citim, să ne cunoaștem, să ne auzim, să ne distrăm. Așa, o oră de acum încolo. Iată, 9 și jumătate, 10 și jumătate. Live pe YouTube și pe Facebook. Voi cânta melodii din repertoriul meu. E cea mai bună variantă din două motive. Unu, îmi plac melodiile pe care le am în repertoriu, unul la mână. Și doi, vreau să spun că toată muzica pe care o cânt și nu numai cea pe care o cânt, și sunt melodii pe care le voi cânta și dățile viitoare, le găsiți pe platformele de muzică online. Le puteți accesa și le puteți chiar avea în biblioteca personală de muzică pentru a le asculta atunci când aveți timp. Bună seara, toată stima, zice Dragoș Andrei Cristea. Bună seara din UK, eu acum sunt pe Facebook. Bună seara din UK. Cine zice din UK? Bună seara. Gabriela Munteanu. Opa, ia uite, Dan Alexandru Hrâncu. Salutare întregii familii, frumoase familii. Ai Cosmina Mardare. Bună seara, bună seara. Mi-e greu să vă citesc numele tuturor, Daria Atanasov, îmi face plăcere să o fac, dar nu vreau să pierd din timp. Bună seara, Viorel Cimpoaie, bună seara din Praga. Ia uite și în Praga, suntem auziți, suntem în direct, dragilor. Limasol, Cipru, Ileana Neagu. Se uită foarte multă lume și Bianca Iancu și Liliana Mao oficial. Ia, șase, excelent, excelent. Deci deja ne adunăm. Au apărut 136 de like-uri și inimioare. Un lucru bun. Asta înseamnă că așteptați la fel ca și mine acest moment să intrăm live. Imediat intru și pe YouTube să văd ce se întâmplă acolo ca mesaje. Nu uitați, dacă vă face plăcere, să dați share la postare, pentru că e bine să afle și prietenii voștri, și prietenii prietenilor voștri, și dușmanii prietenilor voștri că suntem live, că poate le place una din melodii sau mai multe dintre ele. Mai verific un lucru, ia să vedem ce zice casca mea, 210-210, funcționăm. Ok. Ia uite, de data asta suntem mai mulți pe Facebook decât pe YouTube. Asta este riscul atunci când vrei să faci live pe două platforme. Sunt ca la concursul ăla la care am fost eu și aveam două piese în finală. Let's Have a Holiday și Bye Bye Baby Baby Bye Bye. Amândouă același compozitor, Nicolae Caragea. Amândouă același solist, eu, și am ajuns în finală în primele 12 și am renunțat de bună voie la una dintre ele, tocmai ca să nu se spliteze voturile la finală. N-am câștigat concursul, nu contează, m-am bucurat de o prezență foarte mare melodiei pe care am cântat-o, e vorba de Let's Have a Holiday. Domnule Aurelian Temișan, ce zice de ce au scris de la... Au scris de la redacția Ziarului Evenimentul Zile din 1993 că și astăzi meargă bine show-ul. Vali Pascalni, o nebunie, mogulul este prezent la orice eveniment pe care îl fac, pentru că și eu sunt prezent la aproape toate festivalurile pe care le organizează el. Să ne meargă show-ul tuturor, domnul mogulul, Vali Pascalni și anume. Bună seara și din Constanța, bună seara, ce ne cânti?
o să fie și piese mai noi dintre cele vechi, piese pe care nu le-am cântat până acum în live-uri, în live-uri aici pe YouTube și pe Facebook. Se vede și un sfeșnic. Bun, să l astupăm un pic, e din alt decor. Dar, ia uite că am astupat perfect, se vede sigla, a rămas proiectată pe zid. Dar o să fie și dintre cele pe care le-am mai cântat deja, pentru că lumea a început să le ceară. Și asta este un lucru foarte bun. Cineva îmi cere de ziua ta. Nu știu dacă e ziua cuiva din familie în acest moment, dar chiar dacă nu e, melodia există și e atât de frumoasă încât nu vreau să sar peste ea. Poate chiar cu ea am să încep. Bună seara, bună seara familiei, așa, din partea Mihailei Cojocaru, Bulugheană Lenuța. Mulțumesc, sunteți un om minunat. Doamne ajută, toți suntem minunați dacă știm să ne căutăm latura aia umană din noi și dacă știm la momente de panică să rămânem calmi, să respectăm niște reguli ca să putem ieși mai repede din această anomalie pe care o trăim în momentul de față. Uite și Erica se uită, asta e foarte bine. Mariana Mărăcine, hello tuturor, Doamne ajută, este o bucurie. O mare bucurie să fim împreună în acest moment. Ieri a fost un teledon organizat de Antena 1 în care 40 de oameni cunoscuți, nu le-aș zice neapărat vedete, că nu ne interesează titulatura, persoane publice au răspuns la telefoane timp de 6 ore de la 1 la 7. A fost important și interesant că s-au strâns foarte mulți bani care se vor duce pe echipamente pentru terapie intensivă, pentru paturi cu ventilație specială și tot ce au nevoie doctorii. De domnul să auzim cât mai puțini oameni îmbolnăviți de acest virus și de cât mai multe cazuri rezolvate ca să ne vedem din nou pe străzi și în parcuri și la spectacole. Vorba lungă, sărăcia omului. Îmi place să vorbesc. Prietenul meu bun este Florin Piersic. Dar haideți să mai și cântăm. Vă mai spun o informație acum, o să revin cu ea mai târziu. Vom face în perioada 22-23-24, cred, dacă sau 23-24-25. Joi, vineri, sâmbătă, după Paște, următoarea săptămână, un festival via Skype. Eu și cu Ciro de Luca vom fi în juriu. Și vom juriza câte 25 de copii pe zi, iar sâmbătă va fi finala. Cine credeți că organizează acest festival? Exact, Belle Arti, Vali Pascalni. În Spania, mai exact, în Madrid e dezastru. Andreea Constantin, te citesc, am citit, nu îmi place deloc vestea pe care mi-o dai, sunt convins că ai dreptate. Îmi pare rău că se întâmplă acest lucru. Revin la festival. Deci copii, dragi părinți care aveți copii și vreți să inscrieți online, vedeți pe pagina Belle Arti, găsiți toate amănuntele de rigoare pentru acest festival pe care îl facem online. Festival de muzică via Skype. Nu știu dacă ăsta va fi titlul exact, dar îl facem și va fi frumos. Fără Alex Băncilă, fără afinată nu te băga. Tu ai dreptate în ceea ce spui, o să iau măsuri. Am ruleta la mine, totul e în regulă. Topoloven de Argeș. Anca Irina se uită și ea și vom da drumul la o primă melodie pe care eu o ador. O ador și de aceea vreau să o și cânt în această seară ca deschidere. Dacă e ziua cuiva, vă spun și la mulți ani. Dacă se apropie ziua cuiva, vă spun anticipat la mulți ani. Și dacă nu e ziua cuiva, hai să fie ziua tuturor. Mi-amintesc cum eram când ne îmbrățișam, eram numai noi doi pe pământ. Dar acum s-a sfârșit, totul s-a risipit, suntem doar două frunze în vânt. Ce cadou ar putea de ziua ta să-ți aprindă iar inima? Un buchet al de crini de ziua ta, știu că asta mult ți-ar plăcea. Ce cadou ar putea de ziua ta să-ți aprindă iar inima?
un buchet al de crin de ziua ta. Știu că asta mult ți-ar plăcea. Mi-amintesc cum zâmbeai, ce frumoasă erai, ce n-aș da să fii iara mea. Să te aduc înapoi, să fim numai noi doi, am să încerc azi de ziua ta. Ce cadou ar putea de ziua ta să-ți aprindă iar inima? Un buchet al de crin de ziua ta, știu că asta mult ți-ar plăcea. Ce cadou ar putea de ziua ta să-ți aprindă iar inima? Un buchet al de crin de ziua ta, știu că asta mult ți-ar plăcea. Ziua ta, să-ți aprindă iar inima. Un buchet al de crin de ziua ta, știu că asta mult ți-ar plăcea. Ce cadou ar putea de ziua ta să-ți aprindă iar inima. Un buchet al de crin de ziua ta, știu că asta mult ți-ar plăcea. De ziua ta, la mulți ani încă o dată, dacă cineva a intrat mai târziu și a deschis televizoarele acestea, device-urile mai târziu, mă bucur din suflet să vă fi dedicat această melodie pe care o ador. Uite și Felix Bonciog se uită, salutare Craiova, Eugen Târnovan, Ștefan, salut prietenul meu din Brașov. Ultima oară m-am văzut cu el la Ziua Clătitelor, ia să vedem. Să închidem această burtieră cu De ziua ta, am terminat melodia și ne revenim la live session-ul de rigoare. Dragul meu, Eugen, facem lucruri frumoase. Cine ce chiar azi de ziua mea? Andreea Panait. Ei, ce frumos te-am nimerit de ziua ta. Îți mulțumesc că mi-ai dat ocazia să spun la mulți ani și un la mulți ani atât de frumos de ziua ta. Cine se mai uită, la mulți ani în avans, scrie Marie Mericica. Iubim Brașovul, știu, iubim Brașovul, Eugen, nu trebuia să mai spui, urma să spun eu. Ultima oară ne-am văzut la Festivalul Clătitorul la Prejmer. Doamne, ce zile frumoase am trăit acolo, abia aștept să se facă anul viitor, deși nu-mi doresc să treacă timpul așa de repede decât această perioadă. Dacă s-ar putea comprima, să putem ieși mai repede din ea. Te îmbrățișez cu mult drag, Loredana Bălășoiu, mulțumesc din suflet. Din Constanța, toate bune. Azi este ziua mea, zice și Ica Viorica, la mulți ani, ce pot să-ți urez decât să-ți fie bine și să ai oamenii frumoși și dragi în jurul tău. Cine se mai uită? Alina, Ana Maria, de asemenea a intrat acum de curând. Salutări din Câmpul Lung Mușcel, Tudorița Ungureanu, îți mulțumesc. Salutăm Câmpul Lung Mușcel de aici, din sectorul 4 al Capitalei. Ia să trec un pic și pe YouTube. Ce avem aici? Aici este Prafao. Prafao de Prafao. Lumea s-a axat pe
pe Facebook, ceea ce e foarte bine. E clar, am încercat ambele variante. Odată am făcut live pe YouTube, odată am făcut pe Facebook și acum pe amândouă. Când am făcut pe YouTube, a fost foarte bine pe YouTube. Când am făcut pe Facebook, a fost foarte bine. Acum suntem pe amândouă și văd că oamenii sunt conectați la Facebook. Foarte frumos din partea lor. Nicolae, Simona se uită. Hello, Sorela. Totul este sub control. Rămâi cu noi ca să auzi muzică din tinerețea ta. Bun, superbă piesă, Când nu ești a mea. Da, într-adevăr, este superbă piesa, o cânt cu Ralflo. Am cântat-o data trecută, o sosar de această dată. Mau oficial, wow! Păi, wow, de ce? De bine! Sunt aici, sunt aici! Când și eu cu tine, zice Mariana, foarte bine, cântă, nu te lăsa, pentru că de aceea și cânt, să dai boxele tari dacă ai, dacă nu la căști, și să cânti odată cu mine. Nu dăm note, principalul e să ne simțim bine, să trecem peste, sau să trecem mai ușor, cel puțin această perioadă pe care o petrecem împreună. Salut, Temi, ce logo frumos, îți place logo-ul? Felix A. Te, all right. Bun, ce facem, ce facem? Salutări din Germania, ești live și pe televiziunea Grup Iubim Brașov. Ești un minunat. Uite, un om care s-a ținut de cuvânt și tot timpul a apreciat când un artist și-a făcut cu drag și cu brio meseria. El fiind un prieten al nostru foarte vechi, Iubim Brașovul este un grup care promovează tot ceea ce are legătură cu frumosul. Ce legătură are coada vacii cu ștampila primăriei, zice Angela Martin. Libertatea de exprimare nu înseamnă mitocănie și îi mai spuneți, domnule. N-am înțeles nimic, nu știu ce energie te paște pe tine, mă interesează mai puțin, aș vrea să respir un pic, să tragi aer în piept, să ții până la 10 și după aia când te eliberezi să zâmbești. Nu știu despre ce vorbești exact, n-aș vrea să dezvolți acest subiect, noi suntem la ora asta la o cântare relaxantă. Piesa Oameni, te rog, Mihaela Sorina, Oamenii e o piesă atât de grea, poate o să o abordez într-o zi, într-un live pe care îl fac, pentru că este atât de grea încât așa culcat, stând pe un scaun, într-un cadru intim, că e vorba aia, la mine acasă, în care mă simt bine, dar piesa necesită altceva, pentru oameni o să mă mai gândesc, nu te las eu așa. Bună seara, vă rămânim cu drag, televizorul și telefonul. E pe acest live. Ai conectat calculatorul pe televizor și te uiți la mine. La salutări și de la Oradea. Vă citesc pentru că îmi sunteți dragi. Salutări de la puștoaica mea de 6 ani care v-a sunat ieri la Teledon. Mulțumim! Ramona Dumitru o cheamă pe cea care a scris în numele fetiței. O fetiță de 6 ani care a donat, nu mai știu ce a donat, nu mai știu cât a donat, 10 euro sau 20 de euro din bănuții ei de vacanță. Cât de minunate au fost gesturile de ieri. Uite, și Miri Mirela se uită. Salutări din Vrancea, din Brașov, Bos, Constantin Drugan. Să fii sănătos. Deci, Temi, aș dori piesa Cine oare? O altă melodie pe care o iubesc, am lansat-o 96, piesa lui Gavrilă pe versuri de Daniel Iordăcheaie, prietenul meu de o viață. Bună seara, azi din Craiova, am cântat pe vremuri cu tatăl tău. I-ai moștelit talentul. Dudău, Natalia Olga. Ți-am spus numele pentru că ai fost colegă cu tata. Este omul de care mi-e dor cel mai mult. De părinți, de ambii părinți, și de mama și de tata. Și dacă ai văzut pe YouTube, te rog să intri când ieșim din live, să asculți piesa Ascultă-mă. Aurelian Temișan, Ascultă-mă. Este o dedicație pentru ei. O piesă compusă de Ralflo și de Camara. Bună seara și de la Galați, bună seara, sunteți bucuria noastră în fiecare seară în ceea ce privește Teledonul, o cauză de suflet care va ajuta mulți oameni, așa este, și mulți medici și mulți oameni deja infectați. Din copilăria mea a fost și va rămâne nu din repertoriul tău. Alina, Ana Maria, Andi Neagu se uită, Roxana Reit de asemenea. Îmi pare bine că suntem împreună în această seară. Salut! Iemi în loc de Temi, e ok, de la Sighișoara, te rog, nu. Nu a fost și nu mă deranjează că ai scris Iemi în loc de Temi, dar la Sighișoara am trăit niște experiențe atât de frumoase și sunt convins că ne-am cunoscut acolo când am fost la balul din februarie, acum 2 sau 3 ani, Doamne, cum trec anii ăștia. Și Constanța încă o dată, Bârladu, iarăși e pe recepție, din Bârlad pe cine avem? Pe Mihaela Nicodim. Sunt foarte multe mesaje, mă bucur din suflet pentru această abordare pe care o trăim împreună. Ah.
Și acum vă dau o veste. În sfârșit am început live-ul și pe YouTube, pentru că scria privat. Da, bun, l-am trecut pe public. La mine scria privat. Ia să vedem dacă primim și un mesaj. Noi mergem mai departe. O să fie acea piesă de care a spus cineva mai devreme, Cine oare? Am pregătit-o și vreau să o cântați cu mine, mai ales că este una din melodiile poate cele mai cerute în ultimii 20 de ani de voi cei care iubiți muzica românească. Avem Cine oare? Avem. Păi cum să nu avem noi Cine oare? Să scriem. Cineva trebuie să facă și această să ducă la bun sfârșit această îndatorire. Cine o are? Da. Nu intra în playlist-ul zilei de azi, dar pentru că mi-a fost cerută cu mare drag și cu dragostea atașată la vocea pe care o să o am în această seară. Sper să fie tot în regulă. Ce am zis? Muzică și versuri. Viorel, Gavrilă și Daniel Iordăcheie. Și Daniel. Păi ne jucăm frumos. Ok. Și acum piesa. Cu fiecare ceas trecut mi-e dor să fac ce n-am făcut. Vreau să iau totul încă o dată de la început. Și nu știu dacă am greșit sau dacă este potrivit. Să-mi doresc astăzi iar să mai sufă, însă, Doamne, atât am iubit. Am prieteni și totuși nu știu cine oare. Cine oare ar putea să te aducă înapoi, să mai fim doar odată amândoi? Cine oare, cine oare te cunoaște și știe de ce aș da totul să am pentru ce? Cine oare? Noaptea toată este zi și nu te văd să-ți pot șopti. Că și visele dor câteodată așteptând să vii. Nu vreau luna de pe cer, vreau doar să pot să sper. Am în suflet atâta iubire și nu e drept să rămân amintire. Iar dacă totul n-a fost în zadar, cine oare, cine oare ar putea să te aducă înapoi, să mai fim doar odată amândoi? Cine oare, cine oare te cunoaște și știe de ce aș da totul să am pentru ce? E de ajuns numai tu să-mi o ceri. Dar mă întreb cine oare? Cine oare? Cine oare putea să te aduc înapoi, să mai fim doar odată amândoi? Cine oare?
cine oare? Cine oare? Viorel Gavrilă, Daniel Iordăcheaie, în sfârșit le-am scris și numele întregi. Mă bucur din suflet că am făcut acest lucru pentru că îi respect și ne mai și cunoaștem și mai suntem și prieteni. Ok, ce faceți? Cum sunteți? Ia să vedem ce face YouTube-ul. Avem mesaje, deci e clar, aveam o problemă pe care nu o rezolvasem. Bună seara, domnule Aurelian Temișan din Portugalia. Oh, obrigado. Nu știu mai mult, dar e bine așa. Mihaela, foarte frumos, vă mulțumesc, aplauze frumoase. Îmi cer scuze, am zis că intru la 9:30. Eu intrasem la 9:30, dar uitasem să-l dau din privat în public. Ce frumos, mulțumesc frumos pentru live. Minunat ceea ce se vede, ce se aude, asta e bine. Salutări din Slobozia. Da, cine mai e pe aici? Gina Stojanović a intrat și ea, se uită. Mădălina Rămânănea, mulțumesc frumos. Sănătate multă, binecuvântare, lumină spirituală, pace, fericire, respect de Domnul, să ne fie toate scut, mai ales în această perioadă și în general. Copacul, dacă se poate. Grațiela, până o să cânt această piesă care, la fel ca și oameni și la fel ca și ascultă-mă, au încărcături speciale și necesită un pic un alt cadru. Nu mă eschivez, dar până când o să mă obișnuiesc cu ideea că aș putea să cânt aceste piese, Copacul îl poți vedea pe Facebook dacă accesezi Aurelian Temișan Copacul. Este din concertul live in memoriam Aurelian Andreescu pe care l-am avut în decembrie 2018 și martie 2019. Mulțumim, Aurelian, zice Mariana Spirea. Am pus live pe televizor. Ce frumos! Andreea, ești minunată. Ce să zic? Ce să zic? Bună seara și de la Otilia, Ioana Gloria, felicitări. Aurelia Kellerman, îți mulțumesc pentru mesajul frumos pe care l-ai scris. Mă bucur că am putut, anul trecut, am venit la George Grigoriu să te văd în realitate. Da, am fost la Brăila, absolut minunat publicul de acolo. Aș fi stat și aș fi cântat până noaptea târziu, până când s-ar fi închis teatru, dar aveam de respectat un contract, au fost drăguți, mi-au pus la dispoziție tot ce aveam nevoie și atunci am... Cine oare? Mihai Alexandru a scris, cine oare? Cine oare? Nu știu cine oare, Mihai, dar noi doi facem treabă bună împreună. În ultimii 3 ani ne-am găsit și muzical, deși suntem prieteni de peste 25, ca să nu zic aproape 30, și facem treabă împreună. Sper că se și aude bine, Mihai. Ionuț Andraș se uită. Ionuț, nu te-am uitat cu acel mesaj, o să-l fac mâine dimineață, azi am avut o stare un pic mai în reluare, având în vedere că ieri am răspuns 6 ore la telefon, n-a fost deloc ușor să iau aproape 200 de oameni care fiecare cu probleme și cu povestea lui. A fost o bucurie să pot să fac asta, dar m-a cam zăpăcit și pe mine și pe colegii mei fizic și nu numai. Iulia Hărăbor, bună Temi, salutări de la Galați, salutări și eu, love you Temi, love you Cristina Asmarandei Popescu. Și am mutat un pic panelul, mă uit și pe YouTube, salut domnul Aurelian Temișan din Paris, vă rog piesa Of ce doare. Cu Of ce doare am încheiat sesiunea de data trecută și am spus că data viitoare voi încheia cu... Cântă toată Mahalaua. Așa că în această seară vom auzi Cântă toată Mahalaua la final. Ana Nicolae, îmi place mult și melodia Stay With Me. Da. O pregătesc, dar o pregătesc în română data viitoare. Într-o zi se numește în română. O puteți auzi și pe asta pe YouTube. Într-o variantă de videoclip cu poze. Seară faină tuturor ascultătorilor, salutări din Madrid. Vă îmbrățișez cu mult drag. Pentru cei care ați intrat un pic mai târziu sau pentru cei care nu le deschisesem eu calea de acces pe YouTube, vom face un festival via Skype pe 23, 24 sau 25. Ia uite-te tu și spune. Organizat evident de Bele Arti, în care eu cu Ciro de Luca vom fi jurați
nu va fi niciun președinte de juriu. Vom fi doi jurați care vor juriza câte 25 de copii pe zi timp de 3 zile. 23, 24, 25 aprilie. Va fi live via Skype. Ne vom vedea împreună eu cu Ciro și cu concurentul respectiv. Vom face o listă, voi intrați pe Belearti și acolo găsiți regulamentul de înscriere. Salutăm și Iașu, Bianca Iancu, super, super tare, Biencuța, te pup cu drag, Andrei Oșanu se uită și el și Anca Nicoleanu, prietena mea de 1000 de ani, pierița antenei, adică cel puțin cea care ține legătura cu noi și cu când va începe următorul sezon, te cunosc de undeva. Ancuța, te pup cu drag. Andrei, ești un scump. Încă o dată la mulți ani pentru acum câteva zile, când a fost ziua ta. Carmen, îți mulțumesc. Dacă lumea mă iubește, eu știu să întorc această iubire prin ceea ce fac pe scenă și prin felul în care în ultimii 30 de ani am apărut și sper să mă mai pască cel puțin 30 de ani. Ia să luăm și o gură de cafeluță. E o cafea specială, bună de băut seara, ca să pot să dorm liniștit în această ceașcă de gemeni, cu gemeni pentru gemeni. Ce bine, ce îmi place că suntem împreună. Ia să vedem ce mai avem noi pregătit. Și ca să răspund la o întrebare care nu mi s-a pus și care nu vă privește pe voi cei care vă uitați, degeaba era la tine că la mine era privat. Așa. Ok, am terminat. Nicolae Caragea, care a scris de ziua ta, a mai scris o melodie pentru mine, în afară de Let's Have a Holiday, care urmează într-o sesiune viitoare, o piesă care se numește Bye Bye Baby Baby Bye Bye. Cum ar suna această melodie? Ar suna ceva de genul ăsta. Stai să pregătesc și textul. De ce zic și textul? Pentru că din 2005, de când a fost compusă, nu știu dacă am mai cântat-o de 2-3 ori. A fost compusă pentru un festival, n-a trecut de preselecție și unde este și eu am obrăznicia de a o cânta în această seară și sună cam așa. Cam cum? Uite, cam așa. To me, the kind of lady who just needs to be free. You drive me crazy because you, everything you do, everything you say, takes my breath away. 5 times a day, you ask me, baby, will I come out to play? My sexy lady is just you, all the things you choose. All the ways you move, it's so hard to lose. Bye bye, baby, baby, bye bye. Don't cry, baby, baby, don't cry. Bye bye, little pussycat, bye. Bye bye, baby, baby, bye bye. Don't cry, baby, baby, don't cry. Bye bye, baby, baby, bye bye. The new, or maybe crazy, but there will come a day that midnight lady is just you. Everything you do, everything you say, takes my breath away. Bye bye, baby, baby, bye bye. Don't cry, baby, baby, don't cry. Bye bye, little pussycat, bye. Bye bye, baby, baby, bye bye. Don't cry, baby, baby, don't cry. Bye bye, baby, baby, bye bye. Bye bye, baby, baby, bye bye. Don't cry, baby, baby, don't cry. Oh yeah. Bye bye, baby, baby, bye bye.
Don't cry, baby, baby, don't cry. Bye, bye, baby, baby, bye, bye. Don't cry, baby, baby, don't cry. Bye, bye, baby, baby, bye, bye. Don't cry, baby, baby, don't cry. Bye, bye, baby, baby, bye, bye. Bye, bye, baby, baby, bye, bye. Ok. Ufa! Mi-a plăcut. Taie delay-ul, domnul DJ-ul. Da. Ia să vedem ce mai scriem, ce mai comentăm. Salutare de la Oradea, Simona Slibuț, te salut, Slibuț, te salut pe tine și toată gașca de oameni frumoși care... Și ce să... Așa... Ce... Aud tot felul de hopa și am schimbat și burtiera. Bun. Doamne, ce mi-a plăcut. Modelina, mulțumesc frumos pentru mesaj. Nu citesc chiar tot, că e de bine și îți mulțumesc din suflet că asta mă încurajează. Îmi place foarte mult melodia asta, am citit-o de la Ana Nicolaev. Văd că lipsim un pic de pe YouTube și ne întoarcem la... da. Ce mai zicem pe Facebook? Mulțumim temii, you are the best. You are to me the kind of lady who just needs to be free. You drive me crazy because you, everything you do, everything you say, takes my breath away. Așa. Felicitări, mulțumim pentru ce faceți, e absolut în regulă, facem pentru că ne simțim bine și pentru că ne strânge statul în casă, dar mintea limpede, trage aer în piept, ăsta din casă pe care îl avem. Salutări și din Londra, Kirazic Lupu. Așa, am verificat. O secundă că citesc ceva ce nu vă pot citi. Gata, e în regulă. De ce nu se aude și la radio? Păi emisiunea mea de aici nu se poate auzi și la radio. Ce să facem? Ce să facem? E bine că ne auzim aici. Lasă, radiourile să difuzeze muzică străină, că așa s-au obișnuit unele dintre ele. La Pașcan se dansează, facem mișcare. Nu vă lăsați, faceți mișcare și mâine când vreți să faceți mișcare încă o dată pe aceste melodii, trebuie doar să intrați din nou pe live-ul pe care l-am avut în această seară și pe YouTube și pe Facebook și să dați play, că el rămâne și puteți face mișcare. O idee extraordinară, felicitări, Mariara, Maria Plotuna. Mi s-a părut că e Plotuna, Maria Plotuna. Mulțumesc frumos, melodia era pentru Eurovision. Într-adevăr, pentru Eurovision era, sună foarte bine și eu mă bucur. Georgi Cami se uită și ea, Georgiana Ciulei se uită, mulțumesc din suflet, sună bine. Sună bine, Doamne ajută să sune bine. Toată lumea la dans, zice Mariana Matei. Ați auzit ce a zis Mariana Matei? Toată lumea la dans, nu mai stați, nu mai stați, că e păcat. Stați pe fizicul vostru. Cu așa companie să tot faci prăjituri. Andrei Ursache. Fă-mi și mie un poză și pune-mi eu pe privat într-unul din... Să văd și eu ce prăjituri ai făcut ca să mă oftic. Salutări în continuare, le-am primit și de la Oradea, vă îmbrățișez cu mult drag, multă sănătate, Mihaela Ela. Mihaela Ela, din Madrid încă o dată, am primit aceste salutări. Bun, aveți curiozități? Dacă aveți, văd că le căutați răspunsul în alte părți, eu sunt liniștit, Monica e sus, face repetiție. Deci dacă vreați să știți cumva, deși n-ați întrebat ce face Monica, Monica face repetiție pe Skype cu o trupă de teatru formată din 4, Marioara Zota, te iubim, Temi, salutări din Iași, mulțumesc și eu, vă pup și îți pup copilul sau copilele din poză, e prea mică poza să-mi dau seama dacă e una sau două. Repetă la o piesă de teatru care după ce va trece nebunia asta va prinde contur, vor trece la scenă. Nu știu cum se numește piesa, dar e cu Ailin Cadâr, cu Ovidiu Cuncea și încă doi. Nu mă grăbesc să-i spun, vă țin surpriză pentru data viitoare. Așa. Salutăm și Botoșanu. Botoșanu e pe recepție, 2:10. Ia. Asta trebuie să o rezolv, faza asta. O să țin mâna aici ca să nu mai facă pârrr.
Așa, bună seara, felicitări pentru tot ce faceți, familie minunată, mulțumim din suflet, toți suntem minunați. Principal este să ne găsim partea și echilibru fiecare în parte. Vă urez numai bine. Iar Doruța face teme. Restul de teme până mâine dimineață când se întâlnește din nou cu clasa și cu doamna învățătoare. S-a jucat toată ziua astăzi după ce a făcut temele. De ce nu se aude și la radio? Am citit. Mihaela. Michi, te-am citit, Michi. Cum? Doamne ajută, îți mulțumesc frumos, te bag frumosel în bandă. Și noi să vedem ce mai avem pregătit. Mai avem așa. De final știu ce avem. E deja 10 și 11. Mamă, trece timpul ca nebunul. Și mă trec și eu. Tot George Natsis, după Pistolarul din 1991, în 95 îmi scria o piesă de, cum să zic eu, de revenire, ca să zic așa, o piesă cu un mesaj special, se numește Ei și Ce. Ei și Ce, și pe care am de gând să vă cânt în minutele următoare, imediat, ca să fiu sigur că sunt exact unde trebuie. Așa, bun, gata. Atenție, nu e o dedicație specială, este doar pentru a vă aduce aminte, să-mi spuneți, după ce auziți piesa, să-mi spuneți care dintre voi știați această melodie. Există și o filmare la TVR, o filmare, nu un videoclip, dar piesa sună așa. Așa sună. Fiți atenți cum sună. Doamne, cum sună. Sună într-un fel. Deci, știați? Ia să vedem. Pe scenă cântă o negresă, iar barul e aproape gol. Lumina este difuză, cum e gândul meu. Nu știu nimic despre tine, nu știu de ce ai plecat. Să vin acasă îmi este greu. Niciun cuvânt n-ai spus, tu înger deghizat. În ceasul de apus te-ai dus. Ei și ce, dacă m-ai părăsit, lumea nu s-a sfârșit. Nu e primul meu vis rătăcit. Ei și ce, dacă m-ai părăsit, marea nu va seca. S-a încheiat un episod din viața mea. Da, da. La masa mea se așează o fată a nopților. Eu mai aprind o dorință de la privirea ei. Parfumul ei mă amețește și spun nopții să mai stea. Ce joc subtil este dragostea. Niciun cuvânt n-ai spus, tu înger deghizat. În ceasul de apus te-ai dus. Ei și ce, dacă m-ai părăsit, lumea nu s-a sfârșit. Nu e primul meu vis rătăcit. Ei și ce, dacă m-ai părăsit, marea nu va seca. S-a încheiat un episod din viața mea. Ei și ce, dacă m-ai părăsit, lumea nu s-a sfârșit. Nu e primul meu vis rătăcit. Ei și ce, dacă m-ai părăsit, marea nu va seca. S-a încheiat un episod din viața mea. S-a încheiat un episod din viața mea. 1995, George Natsis.
Vreau să spun că această orchestrație pe care ați auzit-o este mai nouă, este în formula T-Band cu Lupu Răzvan la tobe, cu Ștefan Ciobanu la clape, Marinescu Ion la chitară și Marius la bas și suflători Laur, Moise și nu mai știu pe cine am mai ales el acolo ca să înregistrăm. E o variantă mai funk. Bună seara de la Buzău, bună Marioara, mulțumesc mult de tot. Ia să vedem. Stai un pic. Totul e în regulă, crede-mă. A, e ok. E ok. Bună seara din Londra. Mulțumim, Temi. You are the best. You're simply the best. Bună seara. Felicitări pentru tot ce faceți după mine. Doamne ajută. Să fim cu toții. Mihai Alexandru, eu te aud de două ori. Cu întârziere și de la Alina. Nu mai înțeleg nimic. Închide-te pe tine și las-o pe Alina, care are prioritate, Mihai Alexandru, dragule. Dansez, am 66 de ani, devin tânăr ascultându-te. A, 66 înseamnă că erai în mare vogă atunci când eu debutam, nu cu mult timp în urmă. Și dacă tu dansezi acum și simți că devii mai tânără, nu-ți rămâne decât să continui să dansezi. Pentru că eu am să-ți mai cânt și acum și alte seri. Și în alte seri. Bună seara din Viena. Ia uite, Viena, nu aveam Viena până acum. Cătălina Turcu, Temi sună perfect, bravo, te pupăm cei patru otomani. Da, salut pe fratele meu mai înalt, Tudor Turcu, îmi salut Finuța, pe Monica Andreea, dar și pe Anastasia, care este o scumpă și de care îi e dor Monicăi. Refrenul știai. Păi refrenul știai, Laura, pentru că am mai cântat piesa în formulă cu The Funk, The Funk cu T-Band. Am reluat-o și de atunci sună așa. Goran Marius, îți mulțumesc pentru mesaje. Iubesc piesa Cine o are. Da, și eu iubesc și mulțumesc și lui Viorel Gavrilă și lui Iordăcheaie că a avut această inspirație la text, Daniel, când a scris textul în 96. Ce orchestrații se făceau înainte, cu suflători, cu orchestră mare. Gina Mariano o să te surprindă, această orchestrație de înainte are vreo 2 ani, 3 ani. Gândirea este pe oldies și de aceea a ieșit așa bine, mă bucur că îți place. Teodora Nicolae, eu știu, chiar dacă nu mă citești, vorbesc și singură. Ei, și ce? Voi scrieți că nu se știe niciodată. Alex, te salut, Alex. Alex T. Dacă eram în aceeași clasă, poate stăteam în aceeași bancă, tot la T sunt și eu. Știu melodia, zice Gabriela Munteanu. Bună seara, salutări din Prahova, Comarnic, multă sănătate și ție. Suciu, Cornel Suciu, ei, te salut, Cornele. Ce-ți face prințesa mică? Să ne trăiască, să ne trăiască tuturor. Ce se facă? Face încă teme. Și nu face zgomot atunci când tatăl face live. Cum de altfel, nici când mama citește povești, nu face zgomot. Din respect pentru scenă și pentru meserie și pentru ceea ce facem pentru voi. Pentru că dacă voi sunteți acolo și noi facem, dacă voi nu sunteți în fața micilor ecrane ăstora, telefoane sau laptopuri sau televizoare, dacă vă transferați, nici noi nu stăm. Îmi place Maxim, zice, bună Mihaela. Salutare de la Târgoviște. Îți mulțumesc din suflet pentru mesaj. Te salut și eu, salut Târgoviște prin intermediul tău. Ia să ne uităm un pic și pe YouTube, că nu vreau să existe disensiuni și spune așa, mulțumesc, salutări de la Oradea, zice, bun. Ionuț, scrie rusește, nu m-am prins, dar și eu te salut și îți mulțumesc pentru mesajul pe care l-ai scris. E bun cu așa o companie. Bună seara din Elveția. Hello, Ionuț Nica. Hello și ție și din Elveția, zice Nicoleta. Bună seara din Elveția. Suntem bine. Suntem bine și aici. Mă întorc frumușel la Facebook și să vedem ce mai avem pregătit. Mai cântăm? Deci cine știe această melodie? Se uită și Alexandra Scriminț și Alexandra Velniciuc. Toată lumea e pe recepție, mă bucur. Uite, Mariana Gabriela Baican zice, tu ești primăvara mea. Te rog. Bun. Am luat aminte la ceea ce spuneți. Copacul, oameni, tu ești primăvara mea.
melodii mai grele de cântat într-o poziție atât de relaxantă, dar o să țin cont și o să vedem cum fac să le și pregătesc pentru dățile viitoare. Manoliu, Anca, bună seara din Piatra Neamț. Spune bună seara, Piatra Neamț. Dragi nemțeni, pietreni, pietreni nemțeni, nu știu cum se zice. Să vedem ce... Deci după ce am cântat cine oare de ziua ta, ei și ce, ia să vedem acum ce mai avem pregătit. Bine, putem cânta orice, dar pe astea le-am pregătit. Am fost o vreme... Am pregătit o melodie interesantă. Nu știu dacă o știi. Se numește Mielușel Nevinovat. Cine încă se mai simte mielușel nevinovat? Da. Ia să vedem unde sunt versurile acestei melodii pe care o știu pe din afară, dar ca să nu stau să încurc vreun vers, mai bine o pregătesc. E scrisă tot de Dragoș Docan, ca și nu. Imediat facem tot ce trebuie. Mielușel nevinovat, eram pe vremuri golan și aiurit. Nu că m-aș fi schimbat foarte mult la starea sufletească, dar vreau să cânt cu voi această melodie care se numește Mielușel Nevinovat, tot din 97, deci iată, are niște ani. Unde ești, măi mielușel, măi? Caut-o tu, te rog, până mai stau eu de vorbă cu dragii mei privitori. Bine, o caut eu, stai liniștit. Copilăria mea, bun, e în regulă. Unde ești? Doamne, câte piese frumoase! Mm-hmm. Dacă voi scrieți în momentul ăsta, îmi pare rău că nu vă citesc, dar urmează să pregătesc această melodie Mielușel Nevinovat. Acum, pentru cei care vin din urmă și au 20 de ani și se simt... Să știți că o să vă treacă și vouă această perioadă. Și o să ajungeți să cântați această melodie de la mine. Măi, unde ești? În vedea în asta, da, așa. Da. Am găsit și eu un duet cu Loredana Groza, dar n-am negativ la el ca să am o piesă din a doua căderea Constantinopolului. Mai țineți minte? Filmul. Faf. Eu nu mai sunt cel de ieri. Am cântat-o data trecută. Mi-a zis cineva că era dor de această melodie, pentru că e melodia pe care o cânta cel mai des în perioada aia. 91, 92, 93. Cred că am să o cânt fără. E clar, cineva mi-a pus bețe în roate, eu mi-am pus singur bețe în roate, nu mai caut niciun mielușel, să mă lase în pace, am să o cânt din aducere aminte. Ia! Cea cartea, n-aveam chef de muncit. Dar de când te-am cunoscut pe tine, scumpă, dintr-o dată m-am schimbat. Sunt blând acum și sunt cu minte ca un mielușel nevinovat. Muzica.
după o schimbă părul, dar n-aravul ba. Și cred că mi se potrivește vorba asta, da. Dar când mă aflu lângă tine, scumpo, fără să vreau, mă simt schimbat. Sunt blând acum și sunt cu minte ca un mielușel nevinovat. Prietenii mă întreabă ce-i cu mine, ce-am pățit, o, da. Și nu pot înțelege cum ai făcut de ai reușit să faci dintr-un golan ca mine băiatul cel mai liniștit. Mielușel nevinovat. Nici mamei nu-i venea să creadă că tu ai reușit, o, da, să faci dintr-un golan ca mine băiatul cel mai liniștit. De când te-am cunoscut pe tine, fără să vreau, nu mă simt schimbat. Sunt blând acum și sunt cu minte ca un mielușel nevinovat. Sunt blând acum și sunt cu minte ca un mielușel nevinovat. Sunt blând acum și sunt cu minte. Nevinovat. Da, ce e bun și frumos nu se uită. Am crezut că am să uit. Matei Alexandru, te salut. Hola, ¿qué tal? Ce face Nico? Matei, soțul lui Nico sau Nico, soția lui Laur Matei. Ce frumos că ne aducem aminte cu drag de aceste melodii, sau cel puțin vă aduc eu aminte. Ia să vedem cine știe această melodie. Ia să vedem ce ați scris, cum ați scris. Cântăm la sala Palatului, Mihaela Sorina. Nu-i problemă, după ce scăpăm de toată această nenorocire, cântăm la sala Palatului. Păi nu cântăm noi la sala Palatului. O să cântăm. Daniel Fuente. Bravo, maestre, sănătate, multe felicitări, mulțumesc și eu. Nu se opresc din a veni inimioarele și like-urile. Asta este mare lucru pentru mine. Marioara Popa din Suceava. Te pup. Te pup și abia aștept să ne vedem la festival. Din Bacău, pardon, eu am zis Suceava. Deja mă gândeam la Suceava că pe 3-4-5 aprilie acum avem un festival la Suceava cu Andrei Morar, dar nu-l mai facem. E vorba de Marioara Popa din Bacău, a cărei fundație, Fundația Daniel, organizează acel festival în fiecare an și eu cu Mihai Alexandru suntem în juriu, suntem nelipsiți acolo. Îmi cer scuze, am confundat orașele pentru că mi-e dor. Andrei Chifu se uită. Bună seara și din Maramureș și Voichiță Bild. Măi băieți care știți să mă ajutați și pe mine să scot brumul ăsta pe care l-am. Baia Mare, din Maramureș, Baia Mare, vă transmit o seară plăcută tuturor.
Liviu Angel, salut prieten drag, prieten drag, ne cunoaștem de viață. Nu, pentru Sighișoara am zis, tu ai zis, dar eu am cântat-o. Mai ai și tu răbdare să nu fie aceleași piese în aceeași, în două live-uri consecutive. Singura pe care am reluat-o a fost de ziua ta, pentru că mi-a cerut-o cineva că se serbează chiar astăzi. Ce zice Radu Angheluța? Trecem peste un mesaj foarte lung. Te salut cu drag, să-ți fie bine. Și mergem mai departe. Aplauze călturoase de la Abi și Katia. Târgoviște, să trăiască Târgoviște. Am salutat încă o dată acest oraș. Vă îmbrățișez cu mult drag din Sinaia. Ce mai avem aici? Ia să ne ducem un pic și la YouTube. Bună seara, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc, Gabriela Șerban, ești o scumpă. Nicoleta Constantin, îți mulțumesc pentru... Sunt haios. Haios, n-am mă tratez. Ca să fiu și mai haios, nu ca să-mi treacă. Claudia Dumitru, te rog să cânti cântă toată Mahalaua. E, hai să, dacă rămâi până la final, o să auzi că cu această melodie am să închei transmisia, deși este 10.31. S-a dus o oră. Păi da, cât am căutat eu textul la Mielușel Nevinovat. Ce să fac? M-am pregătit înainte, dar uite că am și eu scăpările mele. Unul sunt și pe toate le fac. Doamne, câtă treabă fac! Să mai iau o gură de ceva. Bun. Coboară cineva? Nu coboară nimeni. Și dacă e să coboare, să vină liniștit. Așa. Bun. Ce mai aveam pentru seara asta pregătită? Cine oare a fost așa? E și ce s-a dus? O să încheiem. Am cântat și Bye Bye Baby Baby. O să încheiem cu Mahalaua. Dragilor, energie bună. Aveți grijă de voi. Bucurați-vă de ce avem în jur în momentele de față. Hai să ne dăm seama că uneori și un zâmbet către o floare contează enorm, pentru că îi dai speranță și îi dai încredere în ea. Hai să ne bucurăm de ce suntem, de cum suntem. E bine? Se aude bine? A venit doamna Davidescu de sus să-mi spună că se aude bine. E în pauză de repetiție, dar în schimb a intrat pe YouTube. Pe ce a intrat? Pe YouTube sau pe Facebook? Pe Facebook. Se aude bine. Asta e bine. Am oricum și feedback-urile voastre. Și pentru că o să cânte toată Mahalaua acum la final, apoi să cânte toată Mahalaua, forță. Stați pe aproape și pe pagina mea și pe YouTube ca să vedem când facem următorul live. Cântă toată Mahalaua și ne apucă dimineața. Mândrei tăi căruțurița. Când se lasă seara peste Mahala, e posibil să auzi numai vocea mea. O piesă de la Romica Pucea, nu știu prea multe, dar arunc cu banul. La lăutarul, la ospătarul, la cine mai găsi pe acolo, arunc cu banul, mă. La cărciumioară cu prietenii mei. Cântă toată Mahalaua și ne apucă dimineața. Mândrei să-i sărut gurița, op și aoleu. Cântă toată Mahalaua până ne apucă dimineața. Uite așa ne place viața, op și aoleu. De țigară nu mă încurcă deloc. Văd o domnișoară frumușică foc. Îi fac ochiul și zic hello, dar observ că e doar un tablou. Zi lăutare un cântec de dur. Au bagă pentru mine un miniez major, măi. Și apoi să mă apuș de braț, să mai deschidem un butoioi. Oi, 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 oi. Și să mă aduci tu înapoi, măi. Cântă toată Mahalaua și ne apucă dimineața. Când vrei să-i sărut gurița, op și aoleu. Cântă toată Mahalaua până ne apucă dimineața. Uite
că așa ne place viața, op și aoleu. Și voi! Loc aici. Hai cu bui bui. Bui 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 bui. Bui 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 bui. Hai cu bui bui atunci. Bui 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 bui. Bui 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 bui. Să cânte muzica pe limba mea, băi. Așa ne place viața, op și aoleu. Câte toată mahalaua și ne apucă dimineața. Mândrii să-i sărut gurița, op și aoleu. Câte toată mahalaua până ne apucă dimineața. Uite așa ne place viața, op și aoleu. Iaca s-a mai dus o melodie și s-a mai dus o seară, a început săptămâna. Dacă azi este în 30, mâine 31, nu pe 1, pe 2 facem următorul live, pentru că pe 1 am puțină treabă pe un post de radio, la aceeași oră la care aș fi vrut să fac live-ul, așa că pe 2 aprilie ne vedem, de Domnul cu bine, sănătoși, cu netul bun, la purtător și cu dorința de a cânta, de a da boxele mai tari, măcar fiecare în casa lui să poată face ce vrea pentru o oră cât suntem noi live. Până atunci, vă pup, vă mulțumesc și vă aștept la următorul live.